fost spre Crișna și Rugmini, bun prieten ai mei și mari valori ale muzicii internaționale. Bună ziua! Bună ziua! Vai, mulțumesc mult! Și un mic cadou din partea noastră. Va! E într-un fel, stai așa. Eu n-am să-ți dau decât niște zacuscă de la Nea Resteanu. E bună și aceea. E bună! Pe cuvânt face doamna Resteanu niște zacuscă. E bună, e bună. Nu știu cum o să poți să mănânci între margelile alea. Mulțumim. Zacuscă indiană se face? Se face, se face, cum să? Știi tu vreo mâncare indiană, știi să faci? Nu, nu. Noi numai știm să cântăm. Am înțeles. Cei doi au plecat din Comănești acum niște ani. Da, acum 2 ani ne-am mutat în București ca să mai facem naveta Comănești-București și ne-am stabilit aici în București de 2 ani de zile, care acum am scos și cel de-al 5-lea album. Nu m-am doiam. Așa, 5-lea album. Cum se numește? Ciuralia, ceea ce o să vă cânt. E de bine. Normal. Tu mi-ai furat inima. Tu mi-ai furat inima. Am înțeles. Acest album. La acest album ne-a ajutat și domnul Florin Camară din Comănești, care mulțumim pe această cale. Dar atât o să trebuiască să arătăm această imagine și să întrebăm pe Rugmini ce ți-a arătat mama de pe speria și așa. Păi fotograful, eu sunt vinovat, că eu am fost fotograful și eu sunt fotograf întotdeauna pentru ea. Dar de ce e speriată? M-a strigat deodată așa și am rămas așa. Aia este un instantaneu, practic. Da, cam așa ceva. Da, da. Și de ce stătea cu mâinile în sus în instantaneu? Pentru că am văzut într-un afiș indian, Tal se chema. Stai numai un pic ca să... Deci iată, cum umblu eu? Cum umblu eu? Da. Și tu mă strigi, Ciuralia! Și eu mă întorc către tine surprins așa. De ce? Da, este o poziție așa, indiană. Care... Știți că sunt și așa, și așa, și narghita. Deci ea să miră indienește. Cam așa ceva. Eu stăteam deja cu mâinile în sus și el m-a strigat și atunci m-am uitat. Deci eu n-am știut cum îmi face poza. Și îmi plac mai mult instantaneele. Nu alea care stai ca la foto, drept. Îți dai să și îmbrăcase fata la greu ca să umble pe casă. Normal. Și acesta poste... Nici n-a, lasă-mă pe mine cu vrăjeala. Tu spune când iei fata de nevastă. Vai, iar aceeași poveste. Păi dar cum adică? Să vă spun ce s-a întâmplat. Asta băiat a găsit asta fată. Au cântat împreună, i-a cântat ca privighetorile în vârful cerului. Și n-a luat-o de nevastă! Ba este nevastă, logodnică. Scrie! Unde scrie? Dar știți că este o vorbă, nu hârtia te leagă, ceea ce se întâmplă între cei doi. Rugmini, ce se întâmplă între voi? Multe. Ce se întâmplă? Nu știu. Dar cu vreodată să plângi? Am plâns, dar nu el m-a făcut să plâng. Dar din dragoste pentru el ai plâns vreodată? Aoleu, Krishna, Krishna, Krishna. Nu prea. Poate datorită stresului, oboselii care plecăm în turnee în toată țara. Mai nou acum am devenit și impresarii noștri. Deci autoimpresar. Autoimpresar, da, noi ne impresariem spectacolul noastre de vreo 2 luni de zile. Pe lângă noi mai luăm și alte trupe, facem spectacole, nunți, petreceri, botezuri, tăieri de moți, pentru că nu cântăm numai muzică indiană, cântăm și muzică orientală și disco. House? Și chiar și house, da, da. Ce? Da. Ce? De exemplu, avem o melodie, Mi-e dor de ochii tăi. Nu e chiar house. A cui? A cui? A noastră? A, pardon. A noastră. Deci unele... Nu are Ștefan Bonică Junior în chinuri. Mi-e dor de ochii tăi. Da, da. Să-l audă pe Krishna. Nu, unele texte chiar le face Rugmini. Deci ea le compune textele. Ești poetă și mie nu mi-ai zis. Nu, ăsta nu l-am compus. Nu, ăsta, altele am zis. Ștefan Bonică, am zis. Dacă nu vă întoarceți ca să vedeți minunea minunilor și cum cântă acești doi oameni, mare păcat. Mulțumim. Fiecare secundă este prețioasă. Iată de ce o să întreb pe Ciuralia de unde are... Pe Rugmini. Nu-i zici tu Ciuralia, scrie pe ea? Ciuralia înseamnă tu mi-ai furat inima. Păi e frumos, Ciuralie mamă. Ciuralie, de unde, ți-a luat frumusețea aia de colier? De aici, de la noi, dar poți spune... Nu. La... Nu. Deci din București, de aici. E în comerț așa ceva? Da. Bineînțeles. Money, money. Money, money. Astea sunt originale. Și astea sunt, da, originale. Fa așa cu mânuțile. Brățările. Vai, dar colierul este ceva...
Păi am ales ceva care se semene exact în India. Seamănă ca în India. Normal. E o raritate, adevărul. Sunt unicate, chiar la acel magazin aduce numai unicate. Și sunt din India asta? Asta nu mai știu dacă e made in India sau made in Turcia sau Arabia. Doamne ferește să se uite cineva pe spate. Da. Am înțeles că sunteți foarte ocupați, mai ai 50 de secunde. Da, suntem foarte ocupați. În fiecare weekend plecăm în turnee, avem turneele noastre, spectacolul noastre, cum ar fi weekendul ăsta, avem la Râmnicu Sărat, la Matca, la Videle, la Răcăciun, în satul nostru natal. Răcăciun? Unde, da, acolo unde m-am născut, unde aștept. Doamne, ajută să crești mare, dar nu ți-e frică că atâta cât e de frumoasă Rukmini, sfură cineva fata? Nu, avem aici un prieten de-a nostru care este și șoferul nostru și Dănuț. Dănuț. Vreau să-l cunosc pe Dănuț după emisiune. Acolo este. Care are grijă de noi și este un fel de bodyguard. Vezi, ai grijă că și cu ăștia? Da, știu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cam așa a fost frumoasa emisiune. Scurtă, duceți-vă voi de interpretați. Da, n-am mâncat zacuscă, n-are stene. Iar noi ne întâlnim luni la ora 18. V-am pupat mult de tot și un weekend senzațional. Krishna și Rukmini și muncă o dată. Mulțumesc tuturor invitați. Mulțumesc. Ay, mira.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.